Vă spun și eu bună seara și îl felicit pe Cătălin pentru lansarea platformei Producens și aceasta pentru că am colaborat cu Cătălin în câteva proiecte, ne-a ajutat la Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus și am văzut profesionalismul, inima și totodată faptul că niciodată nu a exagerat în tot ceea ce a făcut. Este o lucrare extraordinară pe care a început-o și doresc ca dezvoltarea acestei lucrări să fie tot mai mare. Mă bucur de proiectele viitoare despre care am auzit, faptul că vor să învețe cum să comunicăm. Este important lucrul acesta și aș dori ca să las un singur gând. Într-o societate secularizată avem nevoie ca să comunicăm credința creștină. Trebuie să comunicăm credința creștină. Și punctul de plecare, punctul central de fapt al comunicării credinței creștine este însăși natura lui Dumnezeu, care este triunic și care este caracterizat de comunicare între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și această caracteristică a naturii lui Dumnezeu s-a transmis mai departe și către ființa umană. În comunicare să nu punem omul în centru, ci să lăsăm pe Dumnezeu ca să fie centrul, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat și pe noi ca ființe relaționale cu care vrea să aibă o relație personală, de aceea a și stabilit un mijloc de mântuire pentru noi oamenii. Vă doresc succes, vă felicit încă o dată pentru seara aceasta și pentru toate proiectele pe care le aveți în plan și în derulare și Dumnezeu să vă binecuvânteze.